trebuie să vorbească cel mai frumos. Să vorbesc cu fost în vorba de cei mai dragi. Mă lasă-mă pe mine. Dragi prieteni, un vis al nostru s-a împlinit. Anume al nostru, al lui Jean, al lui Mihai și al meu s-a împlinit. Lucrăm mai mult de 45 de ani împreună. Și am vrut totdeauna să jucăm într-un spectacol, în trei, și să dăm lovitura. Astăzi, acum, seara, care s-au împrejurul nostru s-au întâmplat. S-a întâmplat aceea că Matei Vișni. Nu! Nu Matei! Marele Matei Vișni! E frumoasă! E aici! A scris o piesă frumoasă! Asta s-a făcut tot! Îi mulțumim! Îi mulțumim de tot sufletul pentru asta. Și îi mulțumim un Sandu Grecu, care știu ce se facă cu piesa aceasta. Am dat un spectacol de aur! De aur! Așa, deja, că mă sufer alături de ei. Dar da, peste 45 de ani, așa mă arată. Mă arată. Pentru că mai avem un vis. Dar nu vă spun care e, vă doresc în seară. Eu mă întrebam, zic, de ce am ieșit